350 de lei. Și aveți și... Are și izdat concesionat, că poate sunt unii care văd critică. Da? Da. Iar nu avea cum să... Uite, să nu mai vezi așa, mai că facem o poștă. Bravo! Bravo! Mulțumim! Ternica ta! Suntem la dublu! Da, așa, și eu dată la dublu, încercăm să... Deci tu, Matei, deci peste tot? Vreți că diseară vin la Poiana, trec pe la tine acolo, moară pe tine. Sigur că da, facem. Aura, așa să sunt la Poiana diseară. Facem. Da? Vin pe la tine? Da. Zi, Matei. Da. Ai înțeles, da? Da. Deci diseară merg la Poiana, la 6. Și trec pe la tine pe la poartă, da? Da, da, bravo. Da. Este un moment inedit pentru localitatea Dragoghelești, pentru că astăzi, iată, marcăm un eveniment deosebit, și anume cel legat de India tradițională, cel legat de satul românesc tradițional. Aș vrea să-i mulțumesc pe această cale colaboratorilor care au susținut această acțiune, fără de care, practic, nu puteam să ne întâlnim astăzi. Este vorba de Asociația Crescătorilor de Capre din România, filiala Dâmbovița, și avem aici prezentă pe doamna vicepreședintă Georgiana Udrescu și Asociația Păstorilor Crișana din Arad, nu știu, domnul președinte, ar trebui să... Nicolae Cioran, pe care îl rugăm și pe dânsul să vină aici lângă noi. Îmi revine deosebită onoare și plăcere de a anunța că astăzi, în mijlocul nostru, se află președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Corneliu Ștefan, un prieten al zonei Valea Dâmboviței și nu numai. De asemenea, avem prezentă și pe doamna prefectă a județului Dâmbovița, doamna Gilia Claudia, și nu în ultimul rând, pe domnii deputații Ionuț Vulpescu, doamna Carmen Holban. De asemenea, avem aici și pe doamna vicepreședintă a Consiliului Județean, doamna Cristea Luciana, și doi consilieri județeni care reprezintă Valea Dâmboviței. Este vorba de Mihai Hizbrate, pe care l-ați mai văzut pe la noi, și pe domnul Claudiu Malescu. Mulțumită încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici. O să nu uit să mulțumesc și presei, da? Care iată de este aproape de noi, pentru mediatizarea acestui eveniment. O să cedez microfonul doamnei vicepreședinte a Asociației Crescătorilor de Capre din România, filiala Dâmbovița, doamna Georgiana Udrescu. Domn președinte, doamna prefect, stimați autorități, dragi deputați, mă bucur că ați venit în ocarea fermei românești, satului românesc. Eu astăzi am vrut să fac un eveniment împreună cu fermierii și cu primăria Dragoghelești, cu cele două asociații cu care colaborez, să aducem în valoare satul românesc. Cu toții am plecat dintr-un sat, cu toții avem amintiri, acolo am copilărit și vreau să vă întoarce, pe acum oameni mari, cum ați ajuns, să aducem investiții în satul românesc. Domnul președinte, vreau să vă felicit pentru că satele românești se modernizează, avem asfaltări, știu că munciți pentru proiecte de dezvoltare și vă mulțumim. Vreau mai mult pe partea de agricultură, în timp dumneavoastră, asta știm, vă rog, să dați o mână de ajutor
fermierilor de la ferma de familie. Avem probleme la nivel de țară și în județ cu atribuirea pășunii. Vreau să transmiteți domnilor primari să fie deschis pentru sfârșitul de animale, pentru că acolo trebuie să meargă pășunea și subvenția pentru pășune la cei care au animale. Vreau să milităm și să promovăm produsele fermierilor pentru că au nevoie de partea financiară, cum toate s-au scumpit acum, o ducem din ce în ce mai greu. Această idee de a milita pentru satul românesc mi-a venit că eu tot bat satele din România și le-am găsit foarte sărace, din păcate. Și vreau să ducem acolo bani europeni și tot ceea ce putem noi pentru a dezvolta acest sat. Salut prezența domnului secretar de stat, Antal Barabașii. Secretar de stat pentru Ucraina, mi-a făcut o surpriză inițial nu confirmată. Mulțumesc din suflet, domnul secretar de stat, prietenul fermierilor, ciopacilor și stup de cape. Mulțumesc din suflet. Să ia loc și domnul secretar de stat. Vă mulțumesc mult pentru invitație. În primul rând, vă spun sincer, sunt impresionat de amploarea cu care ați organizat acest eveniment și vreau să vă felicit. Și vă spun de la început că avem nevoie de astfel de evenimente la noi județ. Avem nevoie de astfel de evenimente pentru că avem foarte mulți producători, avem foarte mulți oameni care se ocupă de activitatea pe care dumneavoastră o promovați. Dar în ultimul rând, așa cum a spus mai devreme, vă spun și eu acum, noi administrația județeană chiar, fără să folosesc cuvinte mari, am spus și de dimineață cu toți parlamentarii la conferință de presă, suntem într-un prim proces sau poate într-un moment istoric al județului nostru, când absolut toate, dar absolut toate localitățile, sunt într-un program de dezvoltare pentru dezvoltarea comunităților locale. Și indiferent ceea ce facem noi, drumuri, apă, școli, spitale și alte investiții majore, să știți că avem nevoie de dumneavoastră. Avem nevoie de dumneavoastră și întotdeauna am fost un susținător al producătorilor și un om, un drumoptean, care am susținut atât de câte ori am putut și când am avut ocazia. Și vă spun, eu nu am făcut nici eu, poate, tot ceea ce trebuia să facă dumneavoastră. Încă o dată vreau să vă spun că voi acorda împreună cu colegii mei, cu conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, cu parlamentarii, voi acorda sprijin activităților dumneavoastră. Vreau și direcția agricolă, iar vorbeam cu domnul director mai devreme. Haideți aici, domnul director, haideți, cu curaj! Să intrăm așa mai în forță da. În activitățile acestea, pentru că aceasta este o muncă de echipă. Nu poate să o facă, nici direcția agricolă nu poate să lucreze singur, nici noi Consiliul Județean, nici primarii, și aici vorbim de primari din cele 89 de localități, vorbim de direcția agricolă, vorbim de producători, văd aici producători de la Caragiale, care sunt la nivel național, sunt prietenii noștri, am văzut și de la Slobozia Moară și mai am o chestie așa la final, văd foarte mulți copii, văd copii care au venit împreună cu părinții pentru a susține activitatea pe care o desfășoară în gospodărie. Ceea ce pentru mine este o garanție pentru viitor. Și nu vom renunța la tradițiile noastre vechi, nu vom renunța la ceea ce facem din moși strămoși în fiecare casă. Ceea ce este un lucru fenomenal în zilele noastre. Încă o dată vă felicit pentru ceea ce faceți, vă asigur de tot sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița și în ultimul rând să fii sănătoși. Și cel mai important. Doamne ajută și la mulți ani! Mă bucur tare mult ca într-o zi de mare sărbătoare pentru poporul român și pentru noi cei și pentru satul românesc să fim astăzi la un eveniment care celebrează, trebuie să spunem, frumusețea satului și munca agricultorilor români. Suntem aici pentru că ne pasă ceea ce se întâmplă cu agricultorul din România, ne pasă ce se întâmplă cu fermierii din România și știți foarte bine că Guvernul României a susținut și susține cu tărie acest domeniu, pentru că este un domeniu foarte important pentru țara noastră și care, trebuie să spunem, aduce dezvoltare, aduce prosperitate. Noi, din producția internă, din agricultura românească, putem să trăim foarte bine, da? Putem să hrănim întreaga țară și nu numai. De aceea, Guvernul României, prin programele sale, prin mărirea salariului, da? Pentru agricultori, pentru că știm că lipsa, am vorbit și astăzi cu mulți dintre dumneavoastră, lipsa forței de muncă rămâne totuși una dintre marile probleme
din domeniul agricol, trebuie să suplinim prin măsuri guvernamentale acest sprijin. De asemenea, știți foarte bine că ne-am dezvoltat sau v-ați dezvoltat și prin programul Tomata și prin programul care înseamnă cultivarea legumelor în spații deschise. Toate aceste lucruri vin în sprijinul dumneavoastră și sper ca și prin direcția agricolă pe care eu vreau mai mult în teren și domnul director știe acest lucru, să vă prezinte, să fie mult mai aproape și APIA, să fie mult mai aproape de dumneavoastră, să vă prezinte toate liniile de finanțare pe care le puteți utiliza pentru a vă ajuta să vă dezvoltați. Este foarte important și trebuie să conștientizați acest lucru, că trebuie să vă asociați. Da? De unul singur este mai greu să răzbateți într-o piață care este dezvoltată, numai asociindu-vă, puteți să intrați în marile lanțuri de magazine, să vă puteți distribui produsele, pentru că și distribuția produselor, trebuie să recunoașteți, este una dintre problemele cu care dumneavoastră vă confruntați. Sunt o susținătoare a produselor românești și cred că toți cei care ne aflăm la această masă și la acest eveniment ne dorim să mâncăm produse românești. Și trebuie să facem acest lucru, să pornească de la noi acest exemplu, pentru că astfel, indirect, vă susținem și pe dumneavoastră. Eu vreau să vă mulțumesc că aveți în mine și toți cei de la această masă un susținător fervent. Și ușa mea, așa cum spunea și doamna vicepreședintă, este totdeauna deschisă. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Mă bucur că cei mici continuă tradiția, vă sunt alături și vor să sprijine aceste micile ferme, da? Pentru că vorbim de fermele familiale și ducem această tradiție mai departe. Astăzi, de ziua ei, vă doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă și să ne bucurăm de frumusețea satului românesc. Vreau să asigur că echipa noastră și secretar de stat continuăm împreună și eu vă asigur personal pe partea de sărbători cel puțin unde sunt eu conducător în momentul de față. O să facem tot posibilul ca să continuăm împreună, să fie bine, să ne întâlnim tot așa împreună cu producătorii și cu procesatorii români și să creăm o în continuare din 2023 niște posibilități de a crește împreună producătorii locali, să nu mai lăsăm să ne spună alții ce avem noi de făcut. Să fim patrioți, să consumăm produse locale, românești și să căutăm noi o cale de a procesa produsele indiferent dacă vorbim de lapte sau carne, local și să mâncăm noi produsele noastre naturale, care sunt de fapt bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă asigur că o să fiu alături de dumneavoastră, indiferent de ce se întâmplă în viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Deci Aradul la Dâmbovița, simplu. Boierii din județul Dâmbovița, care vreau să facă performanță cu oaia țurcană, sunt colaboratorii noștri prin organizarea strictă a lui doamna Georgian. Deci astăzi, eu zic că sărbătoarea ei nu-i să trage rădăcina decât de aici, de la țară, de la noi, de la fermieri, de la țăranii ca noi. Am făcut în viață ce ar face orice om. Am făcut o casă și-am pus în pământ un pom. Pentru ce-am făcut sunt cu sufletul în păcat. N-am cerut mai mult decât Dumnezeu mi-a dat. Și de-ar fi totul să pierd, am o stea în care cred, mă. Doamne, să mor mă, lasă-mă, Doamne, să mor mă, lasă-mă, Doamne.
doamne, să mor pe brațe la cine dor. La 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 la. Lasă-mă, doamne, să zac pe brațe la cine drag. Și la 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 la. Bine!